Bine, ne reîntâlnim la o oră de limba și literatura română în vederea pregătirii pentru examenul de bacalaureat. Haideți să facem cunoștință ca să depășim pragul acela al emoției profunde într-un studio de televiziune în care vă aflați pentru prima dată, nu? Bun, haideți să începem să ne prezentăm. Numele meu este Stan Roxana, sunt elevă în Colegiul Național Tudor Vladimirescu, clasa 12G. Numele meu este Dana Odiana, elevă la Colegiul Național Tudor Vladimirescu, în clasa 12G. Numele meu este Durlan Andreea, elevă la Colegiul Național Tudor Vladimirescu, clasa 12D. Așadar, două profile diferite cu reprezentanți la vârf. Discutăm astăzi despre ce ne-am propus noi. Modernism. Modernism, da? Modernismul interbelic. Categoric este aspectul... unul dintre aspectele cele mai importante ale programei de bacalaureat, ținând cont că modernismul interbelic nu se oprește doar la poezie, așa cum ne-am propus începând de astăzi. Știm foarte bine că modernismul interbelic acoperă la nivelul programei de bacalaureat și proza, cu reprezentanții ei Camil Petrescu, George Călinescu, nu? Liviu Rebrea. Așadar, câteva lucruri pe care le-am punctat, mărturisim și cred că sunteți de acord că într-o oră e aproape o inconștiență să te apuci să discuți despre modernism în general, particularizând pe opera lui Arghezi, dar haideți să încercăm și să nu mai pierdem nicio secundă, pentru că timpul cu siguranță va fi în defavoarea noastră. Câteva lucruri despre modernism. Haideți să vedem ce presupune modernismul, ce înseamnă, e un curent, e o manifestare, cum s-a impus în literatura noastră. Oricare dintre voi poate să înceapă. Roxana. În primul rând ar trebui să începem cu definiția conceptului de modernism. Presupune tendința de înnoire a spiritului uman. Sigur că în da. În literatură se manifestă ca un curent ce cuprinde toate manifestările post-romantice înscrise în sfera progresului. În sfera progresului, deci tot ce ține de noutate, de inovație, de originalitate. Care ar fi aceste curente pe care le numim postromantice și care se încadrează în sfera modernismului interbelic? Curentele ce derivă din modernism sunt expresionismul, dadaismul, futurismul, imaginismul, suprarealismul, și ermetismul. Imagismul, da? Imagismul, suprarealismul, expresionismul, ermetismul. Care dintre aceste curente le regăsiți în lirica interbelică pe care o aveți de studiat pentru bacalaureat? Care dintre ele? Ermetismul? Nu? Da. Sigur că da. Imagismul, expresionismul. Expresionismul și imagismul se află în vecinătatea acelorași atitudini poetice. Bun, foarte bine. La nivelul, se opune tradiționalismul, ai spus, Roxana. Da, prin da. Ce? Dar trebuie să menționăm totuși că Arghezi nu neagă tradiția, ci o adaptează vizionarismului și noului, ineditului. Sigur că da, o să ajungem noi la o încadrare care ar fi trebuit să se revendice dintr-unul din cele mai importante curente literare, numai că o să vedem lirismul arghezian este de un alt tip decât lirismul poeților pe care i-am discutat până acum. Dar până acolo mai avem ceva de lămurit. Cu siguranță modernismul promovează noutatea, promovează progresul, se opune la nivelul tendințelor epocii unei alte manifestări, tradiționalismul. Ce cultivă tradiționalismul? Dacă tot am ajuns tradiționalismul aici. Este o atitudine caracterizată prin rezistență față de nou. Rezistența, ca o reacție împotriva da, noului și promovează ce? Tradițiile, obiceiuri. Tradiții, obiceiuri, specificul național. Întrebare, să spunem, care să ne mobilizeze puțin conexiuni, puterea de a face conexiuni. Ce s-ar fi întâmplat dacă Eugen Luvinescu nu ar fi avut îndrăzneața atitudine de a promova modernismul, pentru că el a promovat teoria modernismului și ce derivă din el. Ce s-ar fi întâmplat dacă literatura română interbelică
s-ar fi hrănit exclusiv din această tendință de promovare a specificului național. Ce efecte ar fi avut în planul literaturii române o asemenea tendință? Ar fi fost o izolare a culturii, o provincializare, o izolare a culturii cu siguranță. Modernismul s-a putut realiza cu ușurință. Care-i viziunea lui Lovinescu despre modernism? Ce presupune această tendință de înnoire? Promovează teoria sincronizării cu literatura europeană. Așadar, nu se poate produce modernizare fără anumite mutații. Fără anumite mutații. Foarte bine, Andreea. Care au loc la ce? În sfera limbajului, în sfera problematicii și în sfera formulelor estetice. Ținând cont, și mă repet aici, dar nu e deloc rău în vederea examenului, pregătirii examenului de bacalaureat, ținând cont că și proza intră în sfera noastră de acțiune și de învățare, să spunem, care ar fi aceste mutații? Hai să vedem la nivelul problematicii ce se întâmplă. Se produc mutații dinspre o anumită tipologie, dinspre un anumit tip de comportament al unui personaj, spre un altul. Dinspre... Săranul este înlocuit cu intelectualul, foarte bine, mutațiile se petrec și la nivelul trecerii dinspre rural, spre urban, citadin, sigur că da, iar ca înnoirea formulelor estetice, ne gândim la Camil Pătrescu. Se trece de la obiectiv la subiectiv. De la obiectiv la subiectiv se anulează ce prin această trecere de la obiectiv la subiectiv? Omniștiența și, bineînțeles, principiul cronologiei. Vom asista la o relaționare la un raport între timpul cronologic, timpul psihologic, gândindu-ne la romanul Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război. Așadar, un modernism care presupune într-o ecuație a negației refuzul, contestația, discontinuitatea. Corect. Există vreo tendință ușor extremistă care va favoriza un anumit tip de lirică la nivelul lirismului interbelic românesc? Se produce o tendință de exagerare? Se ajunge într-o zonă de exagerare? O vocație negativistă. O vocație negativistă. În ce sens, Andreea? Se ajunge la valorizarea non-valorilor. Categoriilor non-valorice, în plan estetic, astfel încât devine valoare estetică ce? Urâtul, păcatul, viciul. Sigur că da, se ajunge la acest transfer dinspre non-estetic, non-poetic, vom vedea, către poetic-estetic. Haideți să mergem către ceea ce ne interesează pe noi în mod expres, particularitățile poeziei moderniste. Care ar fi cea mai importantă trăsătură a lirismului de tip modernist? Originalitatea discursului. Originalitatea practic, discursului, accentuând ce? Ce tip de comunicare? Care sunt funcțiile comunicării spre care se îndreaptă lirismul? Emotivă și poetică. Foarte bine. Acționează concomitent două funcții ale comunicării poetice. Este vorba despre funcția poetică și funcția expresivă. Emotiv. Ce se întâmplă cu... Mergem spre critica literară de rezistență, Hugo Friedrich, cel mai bun studiu despre structura liricii moderne, care vine cu următoarea idee. Materialul lexical curent, da, limbajul curent, limbajul obișnuit, ce se întâmplă cu limbajul comun, limbajul obișnuit, limbajul curent? Capătă semnificații neobișnuite. Mai degrabă se produce, ceea ce cred că merită a fi reținut pentru încurajarea unei note, să spunem, mai mari decât ar trebui să fie o notă la limba și literatura română, cuvintele, zice Hugo Friedrich, care provin din cele mai îndepărtate domenii, sunt electrizate liric și se produce efectul acesta de șoc, de efect neașteptat, care cu siguranță particularizează limbajul poetic și se mai produce un anumit aspect care se manifestă și în lirica lui Arghezi, lirica se dezarticulează. Foarte important, se produc dislocări, se produc derapaje la nivelul topicii, derapaje de tip afectiv, sintactic, emoțional. Mergem mai departe pentru că lucrurile curg într-o logică.
Vorbeam despre categoriile negative, lirismul capătă o altă valență. Care sunt categoriile negative care transferă socialul în zona esteticului, în zona poeticului? Grotescul, tenebrosul. Spaimele, tenebrosul, absurdul, atracția neantului, anormalitatea, sigur că da. Și nu în ultimul rând, un aspect care îl caracterizează foarte bine și pe Tudor Arghezii, sintagma aparține lui Hugo Friedrich, sfârșierea între extreme. O să vedem și de ce. Ce putem vorbi despre expresivitatea limbajului poetic, dacă am vorbit despre mutarea accentului dinspre social spre estetic, dinspre limbajul comun spre cel poetic, electrizat, liric, cum spuneam puțin mai devreme. Ce se produc? Ce fenomene se produc? Ambiguizare, foarte bine, atenție la nivelul textului de tip 1, dacă subiectului de tip 1, unde vi se dă, și știți foarte bine, ca cerință să identificați particularități ale limbajului poetic pe textul dat, care să facă referire la ce? La expresivitate, ambiguitate, reflexivitate, rețineți, ambiguizarea, ermetizarea, sigur că da, promovarea unei structuri noi poetice și afirmarea unei alte sintaxe poetice sunt caracteristici ale limbajului poetic modernist de tip interbelic. Și am ajuns, prin această explorare în fugă, să spunem, în galop, a tuturor noțiunilor importante care definesc lirismul modern, am ajuns la Tudor Arghezii. Vă pun o întrebare ușor, să spunem, atipică, iese puțin din sfera aceasta, nu a problematizării, ci a punctării la barem. V-a plăcut Arghezii? Da. De ce? Dați-mi două argumente care se pot valida. Ce v-a impresionat? Prin ce rămâne Arghezii în mintea voastră, Daniela? Are un limbaj nou și inovator, iese din tipare. Iese din tipare, șochează, da? Șochează. Care sunt versurile care revin mereu, revin pe buzele copiilor și care rămân ca un algoritm al desfășurării logice a oricărui discurs argumentativ. Din bube, bucigaiuri și noroi, iscata în frunze și prețuri noi. Și atunci revenim la acel aspect al materialului lexical brut, care, nu, aflat într-o zonă periferică a limbii, care capătă valori expresive noi. Originalitate, șocul despre care, orizontul de așteptare nou, inedit, pe care îl accentuează poezia lui Arghezii. Ce știm despre Arghezii? Este o personalitate controversată. De ce, Dian? Deoarece este un poet eclectic și... Lirismul lui este de natură eclectică. Să explicăm ce înseamnă eclectismul. Un amestec, da? Tendințe, stiluri. Dar de ce l-am încadrat aici? De ce eclectic? Deoarece limbajul este nou și inovator, dar totuși el nu reneagă tradiția. Așadar, experiențele lui poetice, nu? Da, cultivă deopotrivă atitudini tradiționaliste, da, simboliste, moderniste. Nici unul însă din aceste curente nu-l caracterizează în întregime. Ei, care a fost opinia criticii literare din această perspectivă? Cum îl consideră critica literară? La Arghezii, banalitatea este ucisă, cum au spus și colegele mele, Arghezii sparge tiparele. Sparge tiparele, banalitatea e ucisă. Ca de obicei ne polarizăm atenția pe două, am făcut lucrul acesta și în emisiunea anterioară, ne polarizăm ideile pe două atitudini, una de referință la aspectele teoretice, quasi teoretice, pentru că mai sunt și elemente care valorifică textul poetic pe aceste pagini, pe celelalte ipotezele de lucru. Așadar,
revin asupra unei chestiuni la care eu, ca dascăl și colegii mei, știu sigur că sunt de aceeași părere, insistăm cu toții asupra acestui aspect. Nu se poate porni în desfășurarea logică a ideilor fără niște ipoteze de lucru. Dacă la lirismul bacovian am optat pentru o singură ipoteză, ținând cont că Arghezi este o personalitate controversată, ținând cont că tendințele limbii și, în ultimul rând, aspectele tematice sunt inovatoare, ne-am dus către mai multe ipoteze, pe care aș vrea să le menționăm fiecare dintre voi. Ai spus, Roxana? La Arghezi, banalitatea este ucisă. În ce sens, Roxana? Explică-te puțin. Lansează un nou limbaj poetic prin extinderea limbajului. Foarte bine. Până la valorificarea non-poeticului lingvistic. Da, deci mai pe înțelesul tuturor, cuvinte nepoetice aflate la periferia limbii sunt reinvestite cu funcții expresive și noi. Simbolice. Bube, mucigaiuri, ciorchin de legi, okay. Dăm exemple toate din poezia Testament pe care o avem de pregătit în vederea probei scrise. Bun, al doilea, Roxana, dacă poți, pentru că ți-a plăcut foarte mult această ipoteză. Limbajul său excelează mai mult decât al oricărui scriitor român prin bogăție, unitate și varietate, afirma criticul literar Dumitru Micu. Dumitru Micu, lui aparțin ambele ipoteze la care ne-am oprit. De ce te-ai oprit asupra acestui aspect? Deoarece în poezia Testament, reprezentativă de altfel pentru Tudor Arghezi, da, se observă bogăția da? Limbajului. Bogăția limbajului, sigur că da, și varietatea. Varietate, arhaisme, neologisme. Toate registrele stilistice ale limbii fiind valorificate. Bun, și un ultim aspect. Pulverizarea eului real la Arghezi. Da. Vine de poezia modernistă. Ce înseamnă pulverizarea euului? La ce se referă această ipoteză? Cine dintre voi vrea să explice? Faptul că personalitatea creatoare arghesiană se manifestă în mai multe direcții, sigur că da. Nu putem însă trece mai departe fără să nu aducem în discuție acea construcție pe care am admirat-o puțin mai devreme la Hugo Friedrich privind personalitatea creatoare a modernului sfâșiat între contraste. Și trebuie, aproape e un imperativ, sigur că da, să aducem în discuție o serie de opoziții între care se zbuciumă mereu spiritul arghezian. Care ar fi aceste opoziții? Angelism, demonism, atentat spiritual, puritate, abjecție, cu referire directă, fără discuție, la flori de mucigai, macro-univers, micro-univers. Bun, acum să mergem la concepția despre artă. Care e viziunea lui Arghezi despre artă? E șugubăț Arghezi pentru că cea mai importantă reflecție pe care un elev o ține minte de-a lungul celor 4 ani de liceu este, haideți să fim onești cu noi înșine, cu noi însene, este poezia văzută ca joc. Da? Poezia văzută ca joc. Nu există jucărie mai frumoasă, zice el, decât jucăria de vorbe. Mai mult decât atât, în viziunea lui, cred că undeva aici, aici, poezia trebuie să fie joc, n-am făcut altceva, nimic, m-am jucat, e una dintre atitudinile exprimate liber de către Arghezi. Toată viața am avut idealul să fac o fabrică de jucării. M-am jucat cu materialul vagabond, al cuvintelor date, spune el, pentru că mi-au lipsit instalațiile și atunci, metaforă, pentru că cel mai ușor material pe care l-am avut la îndemână a fost materialul vagabond al cuvintelor date. Sigur că da, poezia, spune el, trebuie, în al doilea rând, să fie meșteșug.
și inspirație, ce tip de profil al creatorului putem să identificăm în Tudor Arghezi? Artistului meșteșugar. Artizan. Artistul meșteșugar e artizan, în viziunea căruia ce este creația? Travaliu. Efort, creator, muncă. E și trudă, este și inspirație. Sigur că da. Slova de foc, inspirația, și slova făurită, meșteșugul, împărecheate în carte semărită. E nunta, e nuntirea, logodna, dacă vreți, dintre meșteșug, dintre efort, creator și inspirație. Poezia trebuie să fie, bineînțeles, expresia frumosului care se poate naște din urât. Este vorba despre teoria esteticii urâtului, preluată de Arghezi de la Charles Baudelaire, nu? Viziunea căruia am căutat cuvinte virginale, cuvinte puturoase, cuvinte cu râie și le-am excitat aroma. Este exact procesul de distilare și de sublimare a cuvintelor aflate la periferia limbii. Categoric, Flor de Mucigai este cea mai bună dovadă a faptului că poezia este un fruct amar al singurătății, da? Al deznădejdii, al unei experiențe tragice. Un alt aspect al liricii lui Arghezi, poezia miniaturatului, apoi poezia socioconică, nu avem timp să o discutăm, poezia senectuții, poezia erotică, una dintre cele mai frumoase atitudini față de iubire. Nu avem timp, e păcat, dar nu avem ce să facem. Poezia senectuții, cea descrisă în ultimele volume, ritmuri, frunze, hore și așa mai departe. Și nu, în ultimul rând, poezia psalmilor, asupra căreia ne vom opri foarte puțin timp la începutul discuției noastre. Preluăm puțin discuția despre poezia psalmilor, pentru că este extrem de importantă, ținând cont de faptul că Arghezi are o anumită relație cu divinitatea, nu? Da. Cum este cunoscută lirica aceasta a psalmilor? Printr-o construcție care deja a devenit construcție consacrată. Între credință și tăgată. Bineînțeles, adică supunere, foame de absolut, pe de o parte. Supunere, nu? Revoltă. Revoltă, însingurare, slavă, atitudini care până la urmă surprind patru accepțiuni, cum spune Eugen Simion, ale ideii de religiozitate, da? Bun, mergem mai departe, haideți să discutăm concret testament ca artă poetică. De ce este o artă poetică? Și dacă arta poetică este o particularitate a modernismului? Pentru că exprimă un ansamblu de trăsături. Este o particularitate a modernismului. Este o particularitate a modernismului. Iartă-mă, Andreea, vreau să formulăm subiect și predicat. Da? Da. Te rog. De ce vreau să spun că este o artă poetică pentru că exprimă un ansamblu de trăsături ale viziunii despre lume și viața. Sunt convingeri. Cred că mai mult decât trăsături, sunt convingeri. Între limbaj pe care îl particularizează. Care ar fi aceste convingeri? Care ar fi aceste atitudini ale creatorului care își definește atitudinea printr-o artă poetică? Care sunt aceste convingeri? La ce se referă? Crezul poetic. Referitor la ce? La misiunea poetului în lume. În lume. Da. La rolul poeziei. Și al poetului. Și al poetului. Da. Nu și, am zis eu și, și nu sunt deloc motivată să spun, să folosesc această conjuncție, mai ales creația ca proces. Procesul de creație este extrem de important, care categoric că unește instanțele comunicării poetice. Autorul, opera pe cale de a se face și cititorul. Sunt toate cele trei instanțe, patru, să zicem, cu opera în sine, sunt prezente în poezia Testament? Da. Da. Sigur că da. Bun, hai să ne ducem către titlul.
Ce puteți să-mi spuneți despre etichiul ăsta? Are două sensuri, în sens conotativ și în sens denotativ. În ce sens poți să conotativ, titlul reprezintă o relație spirituală între generații care au datoria de a transmite mesaj. Conotativ? Nu, da. O relație materială? Nu e un transfer de bunuri? În sens denotativ, ai spus? Nu, în sens de, conotativ. Conotativ, te-ai da, spus sens... sensul poetic. Da. Am crezut că ai făcut referire la sensul denotativ. Dar ce înseamnă testament? Testament este un act oficial, un act întocmit de poet, prin care lasă... Stai puțin, Andrei, stai să ne înțelegem. Testamentul este un act juridic, da? Acesta este valoarea denotativă, adică sensul propriu al termenului. Da. Despre asta facem vorbire. Apoi, transferat în planul poetic, are sens conotativ și acolo are valoare de moștenire spirituală. Poți să-mi spui care sunt versurile care justifică valoarea conotativă a termenului testament? Uite-le aici. Nu-ți voi lăsa drept bunuri după moarte decât un nume așezat pe carte. Adunat? Un nume adunat pe o carte. Nu-ți voi lăsa drept bunuri după moarte decât un nume adunat pe o carte. Are valoare spirituală acest tip de testament? Da. De ce? Justifică? Pentru că se realizează o relație. O relație, foarte bine. Eu am subliniat doar un termen al relației. Există care și care este altul. Un element Ia de recurență, un leitmotiv. Dincolo de... Lăsăm un pic elementele de recurență. Hai să mergem pe text. Care este relația între un nume și carte? Ce stabilește... Ce stabilești cei doi termeni? Este sintagma mărturitoare a existenței creatorului. Este o ecuație a creației, numele, identitatea creatorului, da, așezat pe propria operă. Este ideea de moștenire spirituală lăsată cititorilor, urmașilor cititori și, de ce nu, viitorilor scriitori până la urmă, da? Bun. Mergem mai departe. Tema și eventual o temă și un motiv, ca să... Tema este creația, iar motivul este cartea. Tema este creația. Creația privită în ca doi ce? Postaze. Ca meșteșug, rodul efortului creator al poetului. Sigur și ca moștenire spirituală. Și ca moștenire spirituală. Lăsată urmașilor. Sigur că da. Bun. Aș vrea să-mi spuneți care este tipul de lirism pe care îl lirism subiectiv conține? Un lirism de tip subiectiv, prin ce este justificat? Prin prezența mărcilor lexicogramaticale. Concret. Verbe și pronume la persoana întâi. Nu voi lăsa. Deci, forme verbale de persoana întâi. Sigur că da. Mai era bătrânii mei pe brâni. Deci, n-am putut să scriem toate versurile, pentru că poezia este alcătuită din 6 strofe și ne era foarte greu, într-un timp atât de scurt. Adjectiv pronominal posesiv mei, dar forme pronominale și verbale în alternanță, de persoana întâi în alternanță cu persoana a doua, pentru că discursul liric este organizat sub forma unui monolog adresat ție, nu-ți voi lăsa drept bunuri după moarte, apare forma pronominală de persoana a doua. Mergem mai departe. Spuneam puțin mai devreme, organizarea discursului poetic în 6 strofe. Au o particularitate aceste strofe? Sunt inegale. Inegale ca de versuri. Și e relevant acest lucru pentru contextul liricii despre care facem vorbire? Pot semnifica etapele procesului de creație, ascensionale și coborătoare. O gradare, sigur că da, un proces de creație surprins în mod gradat, sigur că da. Mai mult decât atât, e o particularitate a modernismului. Știm foarte bine, dinspre Arghezii încoace, la Blaga, Ionuț Privesc Corola de Minunea Lumii, vorbim despre blocuri poetice compacte, despre structuri, secvențe poetice compacte care nu au nimic comun
în comun cu ideea de strofă alcătuită din patru versuri, catren și așa mai departe. Bun, mai mult decât atât. Spuneați că relația în testament e surprins o relație între creație și poet. Ați vorbit despre creație ca act, nu? Aș vrea să-mi demonstrați acest lucru pe oricare din versurile acestea. Că orice creație este asemănătoare unui proces alcătuit din mai multe etape. Un act în desfășurare. Care ar fi aceste etape? Să zicem. Și prin ce se manifestă? Saltul dintre material și spiritual. Și spiritual. Ca să schimbăm acum întâia oară sapancondei și brazda în călimară. Noi trebuie să justificăm fiecare sintagmă pe care o folosim. Dacă folosim această construcție, creația este act, proces creator, nu avem voie să nu justificăm pe baza textului că orice act de creație e un proces în desfășurare care surprinde niște etape. Bun, mergem mai departe. Ce este poetul? Un meșteșugar. Artizan. Puteți să-mi dați un exemplu? Transformă limbajul brut în limbaj poetic. Dă-mi un exemplu, Roxana. Din Bube, mucigaiuri și noroi, iscata în frumuse și prețuri. Și prețuri noi. Sigur că da. Actul, procesul creator, este realizat și se punctează la nivelul eseului argumentativ pe care îl aveți, este realizat cu ajutorul unor relații de opoziție. Este exact seria de opoziții despre care am vorbit ca fundament în lirica lui Arghezi. Care ar fi acestea? Aș vrea să le enumerăm puțin. Relațiile de opoziție. Oximoronul. Nu, iubito. Relația de opoziție. Sapa în condei și brază călimară, da? Sigur că mierea, da. Veninul. Mierea, veninul, sigur că da. Îndemnul pentru vite, cuvinte potrivite. Bun, mergem mai departe. Prezența oximoronului. Prezența oximoronului. Ce este oximoronul, de fapt? Este o asociere de termeni cu sensuri opuse. Foarte bine, Diana. Și care ce produc la nivelul expresiv? Provoacă un efect de șoc. De șoc. Electrizarea lirica a cuvintelor despre care vorbeam puțin mai devreme, sigur că da. Care e cel mai reprezentativ vers pentru... Veninul strâns l-am preschimbat în miere. Veninul strâns l-am preschimbat în miere. Diana, există vreun cuvânt, un cuvânt la nivelul acestui vers care sugerează prefacerea... procesul de creație în curs de desfășurare? Da, am preschimbat. Am preschimbat. La nivelul textelor de aici există și alte verbe care marchează schimbarea, transformarea, mutația, zi, Andreea? Ca să schimbăm. Să schimbăm, foarte bine. Haideți să-l subliniem și noi. Da, mai avem unul. Făcui. Care? Făcui. Făcui, foarte bine. Ce puteți să spuneți despre acest verb? La ce timp e? E la timpul trecut. Perfect, perfect simplu. Simplu. Rădăcinele arghiziene nu se dezmințând. Olte. Oltenești, sigur că da. Mai avem un perfect simplu foarte interesant. Grămădii. Este un regionalism. Grămădii pe o singură vioară. Bine. Mai avem unul excelent ca forță de expresie a procesului de creație. Ca trudă, meșteșug. Numai că este la participiu. Frământ, care poezia este expresia unui efort, a unui travaliu. Și cu atât mai mult semnificația versurilor sporește, cu cât, în cazul acesta avem și o hiperbolă. Observați, frământate mii de săptămâni. Simbolizează faptul că este un proces complex și îndelungat. Complex, îndelungat, care cere chin, efort, travaliu. Bun, haideți să ne ducem către aspectele, să spunem, definitorii pentru viziunea lui Arghezi asupra artei. Pornind de la poezia Testament, care sunt funcțiile artei? Mergând pe textul poetic. Testament, în viziunea lui Arghezi. Ce funcție are arta? Are funcție catartică, adică purificatoare. Purificatoare. Poți să-mi dai versul, să-mi citești versul?
Am pus-o când să-mi bie, am luat-o ca araș și tortând ușure, am pus-o când să-mi bie, când să-mi jure, tot prin intermediul relațiilor de opoziție, se realizează acest transfer dinspre aspectul benefic, spre aspectul malefic, dinspre angelic, nu? Spre demonism, exact ce spuneam puțin mai devreme. Ce altă funcție are creația? Funcție socială, da, este expresia durerii, a răzvrătirii, a acumulărilor, experiențelor culturale, istorice, dacă vreți, ale unui neam întreg, versul durerea noastră surdă și amară, o grămădie. Rezonanțele sunt din Goga, fără doar și poate. Durerea noastră surdă și amară, o grămădie pe o singură, vioară, pe care ascultându-o a jucat, stăpânul ca un țap înjunghiat. Este funcția socială. Creația devine astfel un glas al mulțimii. Un glas al mulțimii. Nu întâmplător făceam apropierea între Goga și Arghezii. Și funcție moralizatoare. Funcție moralizatoare, sigur că da, am luat cenușa morților din vatră, ce metaforă expresivă, cenușa morților din vatră, și am făcut-o Dumnezeu de piatră, iată creatorul, care nu e doar un meșteșugar, nu este doar un artizan, ci și un demiurg, nu? Am luat cenușa și am transformat. Se asociază creatorului și procesul de creație devine un gest demiurgic. Fără discuție. Mergem mai departe în același ritm ale pentru a surprinde la nivelul fiecărui aspect lexicosemantic, morfosintactic, stilistic, fonetic și prozodic. Să vedem, la nivel lexical, care credeți că sunt cele mai importante aspecte? Și aglomerare de cuvinte nepoetice. Aglomerare de cuvinte nepoetice. Concludent, prin ce se manifestă? Prin? Valorificarea tuturor. Valorificarea cuvintelor aflate la nepoetice, aflate la periferia limbii. Bube, mucigaiuri, noroi. Categoric intervine principiul esteticii urâtului, care transfigurează socialul în estetic. Se produce acea mutație la nivelul funcției poetice. Bube, mucigaiuri și noroi. Bun. Valorificarea tuturor registrelor stilistice. Puteți să-mi dați exemple? Care sunt registrele stilistice pe care le întâlnim în poezia Testament? Ce înseamnă registre stilistice? Limbaj popular, limbaj regional, arhaisme, neologisme. Avem vreun arhaism aici? Repet, n-am avut timp să scriu. Hristov, foarte bine. Sigur că da, Hristov, arhaism. Iată registrul, un registru stilistic. Sigur că da. Mai avem ceva aici care merită să fie discutat? Ia uitați-vă, că mai avem ceva. Împărecheate în carte, împărecheate. Ce puteți să-mi spuneți? Perecheate. Ce avem aici? Ce avem aici? Dezacord. Ce anume? Un dezacord? Nu, de ce? Nu e dezacord. Este un arhaism fonetic. Împărecheate ar fi fost forma corect, da? Sigur că da. Bun, avem pe brânci. Este o locuțiune adverbială. Locuțiunea adverbială, da, asta la nivel morfologic, dar la nivel stilistic, ce este? Exprimă regionalism. Deci registrele stilistice ale limbii valorifică toate compartimentele limbii literare, limbii populare, regionale, arhaice, neologice și așa mai departe, inclusiv elemente din zona lexicului religios, sigur că da. Există cuvinte care surprind aceste elemente. Da, Dumnezeu, icoane. Icoane, foarte bine, sigur că da. Bun, mergem mai departe, la nivel morfosintactic. Avem un aspect extrem de interesant și care valorizează originalitatea
limbajului poetic arghezian. Dislocările sintactice. Ce sunt aceste dislocări? Hai să citim întâi versurile, nu? Versul e un singur vers și apoi să vedem ce înseamnă dislocare sintactică. Și dând în vârf ca un ciorchin de regi, rodul durerii de vecii întregi. Ce se produce la nivelul acestui element? Roxana. Întreruperea unei unități. Unități de construcție sintactică. Se produc niște derapaje, da? Se produc niște scurt circuitări la nivelul construcției sintactice. Foarte bine. Apoi, jocul timpurilor verbale, în ce sens? Ce observăm? Ce avem frecvent în text? Perfectul compus. Perfectul compus. Am luat o cara. Ce am eu aici? Am pus-o, da? Când se îmbie, când se înjure, da? Care este rândul? Perfectul simplu. Am izit, am prefăcut, am izit. Perfectul confuz. De ce perfectul confuz? Credeți că are vreo relevanță? Deoarece semnifică încheierea procesului de creație. Foarte bine, foarte bine, Diana. Sugerează încheierea unui proces de creație, pentru că am spus că procesul de creație este un act, da? Pe cale să se desăvârșească. Foarte bine! Un aspect care chiar merită interesul oricărui cititor. Nu ți voi lăsa drept bunuri după moarte decât singurul verb la viitor. Singurul verb la viitor, singurul verb la viitor, care negativă, care contextualizat, forma afirmativă, sigur că da. La nivel stilistic, oximoronul. Mai dați-mi încă o dată versul care sugerează prezența oximoronului. Veninul strâns l-am preschimbat. Veninul strâns l-am preschimbat în miere. Metafore insolite, neobișnuite, puteți să-mi dați câteva exemple. Ciorchin de neci. Ciorchin de neci, corect. Metafore insolite. Surprinzătoare. Ciorchin de neci, foarte bine, Diana. De fapt, îl aveam puțin mai sus amintit. Bun. Epitete rare avem. Avem un epitet pe care Marghezi îl putea așeza și îl putea investi cu valoare torcând ușure. Cred că l-am undeva aici. Da, uitați-l. Ușure. Cu rezonanță arhaică. Este epitet al verbului. Epitet al verbului, epitet rar, epitet al verbului, torcând. Dacă tot am ajuns aici, mă ispitește textul, torcând la ce mod este? Geruziu. Geruziu. Are vreo semnificație? Da. De ce? În ce constă ea? Vrea să pună în evidență. Nu vrea nimic. Sugerează monotonie. Sugerează, da. Monotonia și torcând. Nu știu dacă monotonia, pentru că verbul a toarce este expresia firului. O continuitate. Mai degrabă. E un timp, sigur că da, e un timp al duratei. E un timp al continuității. Foarte bine. La nivel fonetic, ce vi se pare surprinzător? Gropi. Râpi. Rezonanță puternică. Duritatea realității. Duritatea, da, sonoritatea aceasta colțuroasă. Sonoritatea colțuroasă, în special dură, a consoanelor. Sigur că da, colțuroasă, dură, dură a sunetelor prezente unde? În râpi, substantive foarte locuțiune adverbială. Brânci. Sigur că da. Ce fenomen fonetic? Haideți că din nou e ispititor contextul. Ce fenomen fonetic avem aici? Ia uitați-vă ce e prezent. Sonoritatea, frecvența și repetiția. Aliterația. Aliterația, repetiția cu soane râd, cu soane dură, colțuroasă. Și în ultimul rând, ca de final, nivelul prozodic. Ce tip de versificație avem? Versuri inegale, foarte bine. Bun. Ritmul e complex și el, spunea cineva, una dintre voi, că reflectă ce? Trecerea de la o stare poetică la cealaltă.
Prima este îmbrățișată, sigur că da. Îmbrățișarea este forma, este în plan metaforic, bineînțeles, este forma procesului încheiat rotund, da? Greu să cuprind într-o oră. Arghezii, prin punctele, să spunem, nevralgice, de șoc ale liricii sale. Putem încheia cu o revenire la ipoteză. Aș vrea să le luăm ipotezele scurt, fiecare dintre voi să aducă în discuție centrele de greutate ale logicii discursive. Modernismul. Despre asta pe ce am vorbit. Banalitatea este ucisă. Limbajul excelează mai mult decât al oricărui poet român prin bogăție, unitate și varietate. Sigur că da. Și pulverizarea reală la absolut necesară. L-am văzut pe arghezii în ipostaze diferite, sfârșiat între contraste, între opoziții, care surprind personalitate extrem de controversată, zbuciumul interior, o personalitate creatoare, dinamică, în căutarea înnoirii, nu? Așa cum solicită... Și din punct de vedere al cronologiei operelor sale, se spune că el scria la mai multe mâini deodată. Sigur că da, sunt foarte multe aspecte biografice care se răsfrâng în operă. Le puteți aminti? De ce nu? Într-un eseu, temă pentru acasă, care se surprindă. O altă latură artistică a lui Arghezii, prin intermediul reflectată în flori de mucigai. Vă doresc succes și spor la scris.